Bună seara și bine ați venit la Business Up. Astăzi avem plăcerea de a discuta cu Eugen Chiriac, fondatorul și administratorul companiei Double Case. Sub conducerea sa, Double Case a afirmat ca un lider în educație financiară și consultanța în tranzacționare pe piețele financiare, cu accent pe gestionarea riscurilor și strategiilor de succes. Vom explora parcursul său antreprenorial, expansiunea companiei pe piețele internaționale, precum și tendințele emergente în educația financiară care modelează viitorul piețelor din Moldova și dincolo de granițele acesteia. Eugen, te salut și zic binevenit în studioul Business Up. Da, bună seara, Andrei. Vă discutăm despre un subiect foarte, foarte interesant. Multă lume se interesează de piețele internaționale, de piața de capital, de piețele financiare și mă bucur foarte mult că te avem astăzi în calitate de oaspete aici ca să putem să povestim un pic, să introducem un pic de claritate pentru cei care nu cunosc. Știu că avem destui cunoscători în domeniu sau necunoscători care mai operează. Dar și multe mituri despre acest domeniu. Vreau să încep prin a explica și audienții noastre. Eugen, tu cum te-ai atins de acest domeniu pentru prima dată? Eu știu că noi suntem ambii absolvenți ai Academiei de Studii Economice, am făcut facultatea finanțe împreună și tu și eu am avut obiecte piața financiară, piețele de capital. A fost acel click în aulele de la Academia de Studii Economice sau a fost mai târziu? Sau a fost ceva mai târziu, pentru că dacă vorbim de ASEM, evident că ceva s-a spus despre piețele bursiere, dar pe timpul ceva când ești tânăr și neliniștit, evident că nu te interesează ceva, cifre sau nu știu mai ce. Pentru prima oară am fost intrigat anume din filme, sau mai bine spus când am fost în state, că am fost în state 3 ani zile, lucram în calitate de movers, și anume acolo, când mutam americanii, deseori anume în New York, downtown, în Manhattan, mutam... Deci ajutați să-și pute lucrurile dintr-un birou în altul. Da. Și anume acolo, deseori se întâmplau că erau clienții care spuneau chiar, este camera aceasta care vă rog frumos nu intrați aici. Ok. Dar evident că eram și noi curioși când vedeam acolo că se mai deschide așa puțin tel ușa și vedeam câte 3-4 monitoare pline cu grafici, cu noutăți, cu cifre. Evident că iar ceva m-a intrigat. Ceva, da, m-a provocat. Dar evident că atunci eram legat de lucru care era, ca să câștig și eu un bănuț. Dar am pus accentul cel mai puternic, asta când am revenit în Moldova. Anume, în 2012 am trecut un curs de pregătire în Republica Moldova aici, care a durat vreo 3 săptămâni de zile. După aceasta, evident că am început activitatea. Pe urmă am mai investit niște cursuri individuale, am mai făcut. Am început să mai citesc careva cărți și care am început deja de să mă dezvolt în domeniul dat mai detaliat și mai profund, pentru că anume după ce am trecut cursul de 3 săptămâni de zile, anume atunci se poate spus că m-am îndrăgostit de tranzacționare. Anume ok, atunci. Deci totuși atunci când ai intrat un pic în domeniul ăsta prin aceste cursuri, ai înțeles despre ce este vorba și dacă vrei să continui în acest domeniu. Și evident, decizia a fost că continui și deja ești la anul 12, iată, anul 12 ani se împlinesc de când ești în acest domeniu. Cum te simți? Sunt 12 ani ca 40 de ani, sunt 12 ani ca 3 ani, cum a fost pentru tine? Dacă cum este în domeniul ăsta de tranzacționare? Dacă sincer, sunt niște momente, situații care parcă au fost ieri. Parcă au fost ieri, mai țin minte, chiar și acum țin minte, prima tranzacție, pe urmă a doua tranzacție care la noutate am luat-o în câteva secunde și practic am rămas fărpat și nu avem nici cuvinte. Adică țin foarte multe momente. Țin minte și când am luat și pierderi, evident că okay. Să nu vorbim doar numai de partea pozitivă. Au fost și niște crize. Au fost, evident că au fost, pentru că așa se face drumul, evident sunt și ridicări, sunt și coborâri. Majoritatea care vorbesc și discută despre domeniu vorbesc numai partea pozitivă. Eu mă străduiesc să vorbesc permanent de tot ce este în domeniul dat. Pentru deci ești echilibrat în sensul ăsta. Da, ca să cunoască oamenii, pentru că nu e chiar atât de ușor, nu e chiar poc-poc și ai făcut un profit și ești liniștit. Adică mai sunt și careva momente, situații, retrieli, emoții, analize, prognoze, muncă, adică mai este mult mai mult. Este. Dacă vorbim mai detaliat despre domeniul dat, evident. Bun, și uite, pornind de la ideea ta că
despre tranzacționare, despre tot ce înseamnă lucru pe piețele de capital, piețele financiare internaționale, înseamnă să știi și de bune și de rele. Pentru că nu sunt doar victorii, sunt inclusiv multe pierderi, multe eșecuri, care de fapt te învață lecțiile, sau nu doar la cursuri în viață. Compania pe care ai fondat-o tu este specializată pe consultanță financiară, dar și pe instruire. Deci voi transmiteți abilitățile, cunoștințele pe care le-ați căpătat oamenilor care sunt interesați, potențial interesați, sau poate deja activează, dar vor să-și îmbunătățească cunoștințele. Despre ce subiecte află cursanții care vin la voi și cât de mulți oameni deja au trecut prin Academia Double Case? Dacă vorbim de persoanele care au trecut cursul de pregătire la noi, sunt piste 20-30 mii de persoane. Ok, destul de mult. Dacă și nu mai mult, că dacă sincer nici nu m-am uitat la cifre venind în coace, dar erau piste 20-30 de mii. Ce anume concret face Double Case? Pe lângă consultanță în domeniul financiar, business-ul, economie, etc. Evident că noi mai instruim și consultăm și în domeniul bursier. Instruirile noi sunt de două tipuri, adică două produse, îți primești baza și profi, adică ceva mai detaliat, ceva mai profesional pentru cei care deja de-am cunosc, care au o bază. Un produs pentru începători, deci nu știu nimic sau am auzit doar, da, am un prieten care face lucrul ăsta, vreau să învăț și eu, și profi pentru cei care sunt avansați și vor sta la alt nivel în tranzacție. Exact, exact. De regulă, cei care tranzacționează, din cei care au finisat cursul de pregătire a Double Case, 70% sunt cei care au finisat doar numai cursul de bază și ori cunoștințele care le-au primit anume de la Double Case, le este destul de ok ca să facă o analiză, să facă o prognoză și să ocupe cu domeniul dat. Evident că un 30% sunt cei care vor ceva mai detaliat, o perfecționare, o creștere în cunoștință, în domeniul dat, evident. Ei deja de-am aleg, deja de-am și cursurile de profi. Vreau să întreb legat despre cursul de bază. Cât durează acest curs pentru începători? Ca tare este format din trei etape cursul nostru. Prima etapă el este teorie, care durează o săptămână de zile. Okay. Pe urmă este etapa 2, care se bazează partea practică, durează 3 săptămâni de zile. Și pe urmă este etapa 3, care este lucru deja după o testare, după o verificare de cunoștințelor și se bazează pe careva procese, cum ar fi analiza tranzacțiilor, analiza pieței, încă vreo 2, 3, 4 întâlniri cu traderul, până noi ne asigurăm că traderul dat a căpătat cunoștințele cele care noi am fost din start propusă de noi și numai după când vedem care rezultate, noi mulțumim și urăm succes mai departe. Din cei zeci de mii care au absolvit cursurile, statistic vorbind, cât de mulți trec partea practică, adică ca și evaluare, adică reușesc să aibă un rezultat cu care voi să fiți ok, satisfăcuți și să ziceți, da, uite, acum omul ăsta a trecut și pregătirea, practic s-a manifestat în exerciții și ok să meargă. Cât din 10, de exemplu, sau ca procent din 100? Dacă vorbim de 100, din 100 de procente, 95, chiar la primul test de verificare a cunoștinței, el are rezultate foarte bune. Okay. Cât de complicat e acest test? Sau, nu știu, el se bazează pe număr de tranzacții, se bazează numai pe cunoștințele care s-au primit, evident, spune sarcina minim 10-15-20 de tranzacții într-o perioadă de 5-7 zile lucrătoare, tranzacționați cu tacticile, strategiile anume care le-a studiat a partea practică, așa cum ați învățat. Și evident că la finalul acestui test ei vin cu rezultate pozitive, evident că au câte 15-20 tranzacții, dintre care 70 de ele sunt pe plus, 30% sunt pe minus. Asta e ceva ok, adică e ceva normă. Asta sunt 95%. Totuși sunt 5% care la primul test nu au rezultatele cele care noi cel puțin le dorim, adică poate să aibă cu un 50-50, dar noi asta nu ne aranjează. De asta noi mai dăm încă o dată sarcină, analizăm fiecare tranzacție, depistăm greșelile, chiar și la cele cu minus, chiar și la cele care profit închis, pentru că și cele poate să fie din ghiceală, și dăm sarcină anume la ce să lucreze, ce să corecteze ca să data viitoare să fie schimbări anume cele care le dorim ambele părți, și noi ca Double Case și însuși persoana ca trader. Vreau să întreb cursanții, câți din ei sunt bărbați, câți femei? Aici chiar nu pot să spun o statistică. Jumate la jumate sau mai mulți bărbați? Da. Erau careva stereotipuri mai mult, adică de... Erau careva stereotipuri mai înainte când veneau doamnele și spuneau că e lucruri pentru bărbați.
Asta și în filme vedem, de exemplu. Eu că tare nu consider asta. Eu nu consider. Noi avem doamne, avem domnișoare care sunt traders și au rezultate destul de bune. Okay. Și eu nu consider că domeniul dat este doar pentru un gen. Nu, întrebam doar ca să... Mi-era interesant să înțeleg cum genurile percep acest domeniu. Poate să fie grupii formate doar numai din doamne, poate să fie grupii formate doar numai din domni, poate să fie grupii 3-4 persoane din domni, restul parte feminină. Adică noi n-am depinde făcut de, depinde de curs, cum s-au scris. Adică există o paritate din observațiile voastre. Am înțeles. Dar ca să... cine sunt oamenii care vin la aceste cursuri? Da, sunt angajați, sunt antreprenori, adică ca și profil de activitate. Sunt șomeri, nu știu, sunt pensionari, poate, sunt studenți care vin să învețe această meserie de a tranzacționa pe piețele internaționale? Sunt trei surse care vin la noi, care apelează la noi. Prima sursă asta sunt cei care sunt în căutare unui job. A doua sursă sunt cei care sunt cointeresați domeniul dat, adică vin doar pe cereri. Și a treia categorie este persoanele care vin pe recomandare. Este situație când vine cu un membru al familiei și pe urmă se începe. Vine și soție, pe urmă vine și copil, pe urmă vine și... Dacă merge bine membrului... Da, se recomandă pe fiecare, da. Și noi, practic, grupa permanent se formează 30-30-30. Adică 30 care vin pe angajare, 30 de pe cerere, 30 care vin pe recomandare. Sunt situații când grupa, pe anume, se formează numai doar din recomandare. Chiar des ori se întâmplă unde vine o persoană, dar eu pot să vin cu prietenii mei și deodată să formăm o grupă, da, fără nicio problemă. Ok, ok, am înțeles. Ce obiect din curricula școlară e cel mai important pentru domeniul de trading? Și ce anticipez cumva un obiect care se numește matematică, cât de important este să cunoști matematică în acest domeniu? Matematica e foarte important doar pentru noi și în ziua de zi cu zi. Okay. Mulți asimilează că domeniul bursier anume legat foarte mult de cifre. Poate mai înainte, că nu era tehnologie, nu erau calculatoare, poate și era legat de cifre, pentru că trebuia să desenezi toate cifrele acestea pe foaie, să le desenezi, să faci un calcul. Acum sunt platforme care nou îmi dau și prețurile, îmi dau toate calculele, nou practic. Deci calculatoarele fac... fac tot nou. Deci nu e obligatoriu să fii un eminent la matematică, să fii un... Nu e neapărat. Doar că dacă vorbim de vreun obiect care ar prinde foarte bine și prioritar, dacă ar fi ceva prin școală ce legat de disciplină și responsabilitate. Ok, așa. Eta, dacă copiii acum au mai nou lecții de dezvoltare personală. La momentul actual, probabil, dacă vorbim pe timpul nostru, noi am avut foarte mare plus profesorilor care veneau din... Orele clase, îmi pare că erau. Orele clase. O disciplină, discutat despre probleme la disciplină de obicei. Eu țin minte că avem permanent în școală, avem întrebări cu disciplină. Adică eram și eu energic, mai fugeam pe coridoare, mai trăgeam acolo fetiță de cusiță și permanent mai primeam câte un doi la purtare. Unica ce mă salvau permanent notele bune. Ok, deci erai bun la școală, pe zona de cunoștință. Dar ce înseamnă disciplina în tranzacționare? Hai să definim un piculeț, adică pentru că e clar, disciplina la școală e una, nu striga, fii amabil. Aici interacționezi cu o platformă electronică. Ce înseamnă disciplina aici? Să fii zi de zi pe ea, să fii oră de oră pe ea, minut cu minut pe ea? Ce înseamnă disciplina? Adică? Eu am să dau exemplu cu prima mea experiență, care 7 zile lucrătoare eu am respectat o disciplină. Nu pot spune că avem un plan de tranzacționare, pentru că pe timp cel cam nu se punea accent pe business plan sau ceva de genul ăsta. Dar aveam o disciplină. Mă sculam dimineața, deschideam 3-4 tranzacții, după o analiză, evident și o prognoză, și închideam calculator și verificam seara. Tot asta a fost bine, 7 zile lucrătoare, am fixat chiar un profit destul de bun și pe urmă, după următorul weekend, următoarea luni, zic, ce să deschid eu 2-3 tranzacții? Deci stau în fața calculatorului și când se închide o tranzacție, deschid alta. Asta se numește că eu mi-am încălcat puțin din responsabilitate și disciplina mea. Pentru că mi-am făcut un plan care eu trebuie să-l respect. Și Dar cum anume, ce ai în vedere? Mi s-a spus că dacă stau în fața calculatorului, nu e bine.
pentru că piața... 7 zile, inițial când ai fost disciplinat, ai stat în fața calculatorului sau nu? Nu, două jumate de oră stăteam la calculator, făceam deci, rutină, ți-ai făcut o rutină și... Da, pentru că e foarte, foarte fain. Dacă este intrare, deschizi tranzacția imediat, dacă nu este intrare, dar după prognoză spune că peste un timp sau la un preț oarecare, este posibilitatea să plasezi careva ordine amânate și tranzacția se deschide anume când ajunge la prețul acela, adică brokerul se deschide. Automat, adică. Da, nu e neapărat să stai în fața calculatorului. Și anume asta și făceam jumătate de oră dimineața și seara deja verificam că a pescuit. Adică cât? O oră pe zi? Mai da, nu, era și mai puțin. E... Ok, dar un anumit timp... Da, este startul, durează mai mult când tu faci o analiză. Faci o analiză, că acolo merge vorba de mai multe perioade de timp. Evident că atunci, pentru fiecare instrument, necesită câte vreo 30-40 minute ca să-i faci o analiză. Okay, deci asta înainte de a te pregăti de o anumită disciplină. Adică dacă tu vrei să intri pe tranzacții cu ceva anume, da? Adică ca să ții disciplina ta de 7 zile, 30 zile, trebuie întâi să faci o analiză de piață. Analiza și o analiză durează, e că tare să ceri de la început. Ai luat un instrument curat. Ca și oricare lucru pe care îl începe. Euro-dolar. Ai luat instrumentul, euro-dolar. Îl luăm și facem o analiză. Pentru daily, pentru H4, perioada de 4 ore, pentru H1. Facem analiză. Și e analiza aceasta, e deja de amăț. E ok încă vreo 2, 3, 4 săptămâni înainte. Adică nu e neapărat în fiecare zi să faci analiză. E destul doar numai prognoză. Pe okay, adică analiza e ca să înțelegi cum se mișcă timp de oră, timp de 4 ore, trendul ăsta, da, graficile, timp de zi. Eu, de regulă, asimilez analiza și direcția care o facem noi la piață, dar cum ar fi, vreau să fac o călătorie prin okay, Europa. Așa. Da, mi-am notat dacă primul oraș ar fi Iașu, pe urmă ar fi, de exemplu, Budapesta, pe urmă, nu știu, Berlinul, Amsterdamul și așa mai departe. Și gata, eu cunosc direcția, mie rămâne doar numai să văd. Acum eu la dreapta, eu la stângă, eu pe trasa aceasta sau eu pe trasa aceasta. Adică nu trebuie să intru de fiecare dată pe hartă și să mă uit iar de la început, de unde m-am pornit de la Chișinău și până încolo. Adică e elementar. Și anume lucrurile acestea, dacă noi le înțelegem din start, și respectăm, în asta și constă disciplina, rezultatele sunt frumoase. Deci analiza e cum ar fi pe traseul nostru spre Londra, de exemplu, de la Chișinău, ar trebui să alegem punctele prin care noi vrem să trecem și care deja o alegem până aceste puncte. E mai lungă, e mai scurtă, e mai muntoasă, e mai autostradă și tot așa mai departe. Exact așa. Independență de cine oferă până la urmă piața, da? Unii e ambuteaj, unii e liber și așa mai departe. Exact așa. Simplu vorbind așa, domeniul ăsta. Exact. Exact așa și piața, am cer scuze că dacă noi, de exemplu, în perioada de o zi, daily, care îi spunem noi, da, din engleză, ne arată că, practic, în următoarele 3-4 săptămâni, piața este în creștere. Nu rămâne doar numai într-o perioadă mai scurtă să vedem unde sunt momentele de intrare. Și atât. Și dăm numai pe cumpărare, pe cumpărare, pe cumpărare. Până se finisează direcția aceasta, până se finisează drumul acesta. Tu ai vorbit despre disciplină și despre focusare pe rezultate, da? Din ce profil de oameni, bărbați, femei, ies cei mai buni traderi din experiența ta? Sau care sunt ingredientele pe lângă această disciplină și focusare? Evident, cunoștințele, să parcurgi cursurile. Cine ca profil? Adică trebuie să fii jucător, nu știu, să fii mai speculativ, vrei să câștigi repede și mult, nu știu, cum... Cum se vede din experiența voastră? E complicat să răspund la întrebarea aceasta pentru că persoanele care au iubit sau au jucat cândva la jocuri de noroc, eu le recomand categoric să nu se uite de domeniul. Oamenii cu această patimă e aceeași problemă. Adică piața e provocătoare și ei uită de analiză și de prognoză și dintr-un domeniu serios îl fac în casino. Dar dacă vorbim să dau un răspuns, cine ar putea să aibă rezultate în domeniul dat, eu cred și consider și mențin permanent momentul acesta, anume cei care își doresc cu adevărat ceva. Au un scop, au o motivație puternică și anume datorită scopului și motivației acestei puternice, ei sunt gata să își impună ca să respecte careva reguli elementare. Și atât. Și atunci el o să aibă rezultate. Eu nu pot să spun fiecare persoană care vine la Double K să zic că nu sunt nici
expert, nici profesionist, la persoană să vede, el iubește cazinoul, nu iubește cazinoul, se dă la manipulări, nu se dă la manipulări. Eu nu pot spune lucrurile acestea. Adică, trebuie să faci evaluări și asta la fel costă bani. Adică, dar nici nu știu dacă... Nu știu, dați o recomandare, cum ar fi, dar asta e nici nu știu dacă că au fost recomandări că să luăm un psiholog care el să facă o testare, dar eu cred că nici persoana dată nu depistează, pentru că omul vine și îți spune, da, eu vreau, eu îmi smătân serios, da, eu înțeleg că domeniul e real și eu vreau foarte tare, dar pe urmă ajunge să facă careva greșeli, face din domeniul dat, face un cazino și evident că are și pierderi are. Am înțeles. Dar de obicei, uite, tu ai limitat câteva categorii de oameni care vin la voi la cursuri, care vin să învețe și după aia devin trader sau cu cineva sau pe cont propriu. Ca și profil, de exemplu, cine are mai mult succes sau cine e mai de succes, dar succesul nu-l definim că mulți bani ai câștigat, dar că are o evoluție stabilă, da? Și previzibilă de succes. Sunt oameni care au făcut afaceri sau oameni care au mai câștigat bani, sunt oameni care vin cu ultimii bani, sunt oameni care nu au nimic și încep ceva de la zero, adică cine trebuie să fii ca să ai succes? Adică pentru cine e acest domeniu? De exemplu, oamenii la diferite etape ale vieții, în diferite poziții, da? De exemplu, din ce observi tu? Uite, experiența ta a fost în state, ai aflat, ai văzut acea cameră secretă, ai revenit, ai mers la curs, ți-ai dat seama că asta e domeniul tău. Care e visul acestor oameni care reușesc în această piață? Ca să întrebi, care e visul tău? De ce faci tu lucrul ăsta? Știi, care e motivația ta? Am să răspund și mai târziu și pentru aceasta, care este visul meu și de ce eu fac asta. Bună, ne întoarcem la întrebarea ta care mi-ai dat-o. Nu pot să fac o statistică concretă, să zic că e bine să intri cu ultimii bani, sau e bine să fie afacerie, să vii din alt domeniu, sau să fie cineva care deja, cineva, vreun membru în familie, tranzacționează. Sunt diferite cazuri. Eu pot să spun că pe parcursul a 12 ani, eu am 11, de 11 ani zile de când formez și consult traderi și am de 11, chiar și mai mulți ani de zile de când sunt trader și tranzacționează, se ocupă stabil cu domeniul dat. Eu pot să vorbesc că am și prieteni în sfera aceasta care activează și sunt prieteni care s-au dus în minus, care au făcut greșeli din cercul meu de prieteni, dar sunt și prieteni care niciodată n-au mers în minus. Niciodată n-au mers în minus. Ei respectă risk management, money management, au respectă. Aici depinde foarte, încă o dată, mă întorc iar la răspunsul recent, depinde foarte mult de scopul tău. Okay. Dacă tu ai stabilit un scop și tu te menții, duci responsabilitatea și duci disciplina, îndeplinind toate sarcinile din business planul tău ca să ajungi la scopul tău, atunci persoana are rezultate stabile. Nu o lună, nu două, dar ani de zile. Dacă persoana, că sunt situații când traderul își pune un scop acolo în timp de două luni de zile să facă o cifră ca să-și procure ceva și dacă în dată după asta nu s-a fixat următorul scop, gata, el poate să meargă pe minus deja. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat la discuția noastră. Prieteni, pauză și revenim foarte repede. Prieteni, am revenit și continuăm discuția noastră cu Eugen Chireac, director și fondator al companiei Double Case, consultanță financiară și educație despre cum să devii un bun trader pe piețele internaționale de capital, financiare și așa mai departe. Eugen, până la pauză, tu vorbeai despre profilul, noi am început discuția despre profilul persoanei care, spune așa, se bucură de cel mai mult succes sau de succes constant. Și atunci noi am identificat din experiența voastră că persoana intenționată care știe ce vrea, vine la voi și primește cunoștințele, are parte de practică, se înhamă, dacă putem să spunem așa, în această direcție și are rezultatele dorite, așteptate sau pe potriva planului pe care îl are, plus mai poate beneficia de mentoratul vostru. Da, corect. Să zicem că eu vreau să... Uite, eu sunt începător. Eu am învățat despre piețele de capital la universitate, dar până acum foarte puțin m-am atins de ele. Care ar fi pas cu pas parcursul pe care mi l-ai recomanda? E clar, mergem la instruire, facem acea practică, dar, de exemplu, câți bani ar trebui să am disponibil sau câți e recomandabil ca să devin un trader, să înceapă a practica deja pe bune, nu virtual?
Până... Și ce fel de bani ar trebui să fie ăștia? Banii economisiți, banii din salariu, de exemplu? Până ajunge la recomandarea de a avut un depozit, evident că noi nu recomandăm la toți. Până când vine o persoană la noi, în oficiu, și zice că mă interesează domeniul sau cel puțin cunosc ceva despre domeniul, primul pas ce facem noi, noi dăm un test de verificare a cunoștințelor. Deci chiar înainte de, de a intra la curs, ok? Dacă el are rezultate maxime sau cele care noi le așteptăm, evident că noi nu mai recomandăm cursul de pregătire pentru că nu e atât de ușor să se formeze predei și toate momentele acestea. Și dacă omul cunoaște și eu nu văd sens pentru ce sau mai recomand încă o dată să treacă cursul de pregătire sau ceva de genul ăsta. Și atunci evident că dăm testul de verificare, are rezultate și putem să discutăm cu el deja de amândi a viitorului lui. Dacă el nu are rezultatele care noi le așteptăm, evident că îi recomandăm, numai doar în cazul cel, îi recomandăm cursul de pregătire. Când ajunge la... Că aici sunt două categorii de persoane. Sunt persoane care vor să lucreze cu banii companiei, dar sunt majoritatea vor să-și deschidă și să lucreze cu banii lor personali. Deci există două opțiuni. Poți lucra cu banii tăi, da. Poți câștiga banii tăi cu bani străini Iva. Care da, ți-i da, pune da, la dispoziție da. Compania. În okay. calitate de prop trader mergem. Dacă merge vorba anume că vrea contul său personal, noi permanent dăm întrebarea pentru ce, okay. ce scop și cât vrea să facă pe lună. Okay. Acestea sunt întrebările care sunt importante. Dacă traderul ne minte, evident că îi dăm și noi informații care n-a să-l pot ajuta. Deci ce înseamnă minte? Adică sfaturile nu vor fi în direcția da, intențiilor sale, dacă nu de ajutor, dacă au fost false intențiile pe care le comunică. Ei vin... Sunt persoane care vin și spun că vreau, mi ajunge 500 de euro pe lună. Okay. Luând în considerație cu situația care este noi în Republica Moldova, evident că 500 de euro asta nu-i motivant. Și asta e prima. A doua, pe piață, în decurs de vreo jumătate de oră, ori de vreme, poți să iei 500 de euro sau 500 de dolari. Și okay. dacă el spune că are ca scop să facă în timp de o lună 500 de dolari și el ia dintr-o tranzacție în timp de 2-3 ore, respectiv se primește că el n-ar trebui nimic să facă următoarea lună, conform business planului. Și evident că el deja de început să facă careva greșeli. Și consultarea noastră, evident, se primește că e în zadar, dacă el îmi dă așa informații. Cei care înțeleg lucrurile acestea, deodată din start spun, da, domnul Gen, aveți dreptate, eu vreau, nu știu, 2.000, 3.000 de euro, sau 5.000, sau 10.000 de euro pe lună. Evident că conform scopului acesta, noi permanent facem business planul. Okay. Pentru că anume de la scopul, de la scopul care îl dorește traderul, anume de la cifra aceasta și se formează și depozitul care... Dacă trebuie să câștige pe lună, da. Da? Asta ar fi o bază. Okay. Piața îți dă posibilități destul de multe. Destul de multe. Un alt sfat care eu de regulă îl dau traderului care tranzacționează, luați numai cei cât vă trebuie sau cât puteți duce. Asta tot e legat anume de scop. Dacă ți-ai pus scop din start 5.000 de euro, axați în jurul la 4-6.000 de euro. Ți-ai luat adică 4-6.000 de euro. Da, nu te mai locumi eu ceva mai mult. 10 spre 15, dacă planul tău e de 5. Okay. Foarte corect, da. Și dacă traderul ascultă sfaturile noastre și le respectă și, cum am spus, au o disciplină, evident că atunci el tranzacționează ani de zile. Ani de zile tranzacționează fără nicio problemă în domeniul dat. Hai să vorbim un pic despre piață. La ce nivel să află piața în general acum și cam cu ce activi tranzacționează traderii pe care voi instruiți și cei din Republica Moldova? Pe ce se axează? Ce vând? Ce cumpără mai ieftin și vând mai scump, mai spunem așa, ca la piață? La cursurile noastre, noi ne axăm pe că sunt patru pieți. Noi ne axăm pe toate patru pieți. Adică așa. Piața valutară. Ok, valutele. Piața mărfurilor, așa, ce mai mult spune petrol, accent. Aur, da, aur, argint, petrolul, resurse. Natural gaz, piața de capital, acțiunile companiilor și mai sunt și indicii. Așa. Și a patra piață care acum recent este piața criptovalutelor. Criptovalutele a patra piață, da. Ok. Noi, de regulă, la finisarea cursului de pregătire, chiar dacă, oricum ne axăm mai mult pe piața valutară, dar tactile, strategiile care noi le trecem la curs, ele sunt binevenite pentru toate instrumentele. Dar noi oricum ne axăm și recomandăm traderul începător tot timpul să înceapă cu piața valutară. Deci și numai cu piața valutară. Da. De ce? Pentru că ea este nu că mai pasivă,
dar dacă un 500 de euro le luăm de curs de vreo 2, 3, 4 ori, e ok. Celelalte instrumente spate și în decurs de câteva minute să iei cei 500 de euro, 1000 de euro. Adică e mai atractive celelalte piețe, care poate să joace foarte bine la emoțiile traderilor. Celelalte în afară de valutară. Da. De asta noi și recomandăm o lună, două, trei, să tranzacționeze piața valutară, să se deprindă cu piața, să vadă emoțiile, cum le poate controla noi. Și după aceasta, încet ușor, să treacă pe piața mărfurilor, petrolul, gazul natural. Piața valutară întâi, mărfurile după... Da, după aceasta, deja, după ce își mai formează un depozit, pentru că la celelalte piețe trebuie să ai și un depozit. Deci trebuie o sumă mai măricică. Da. Adică dacă în piața valutară poți intra cu vreo 10.000, da. Da, în cea de mărfuri, cam cu cât trebuie să intri? Mărfuri e ok, 50, un 20, 100, da, un 20 până la 50. Dar dacă mergi vorba de piață de capital și criptovalută, evident că este nevoie de un depozit peste 100.000. Și ca să poți câștiga... Ca să stai liber, că noi putem să tranzacționăm și cu 5.000 pe criptovalută, dar asta e un fel de iar de cazino să primești. Okay. Ceea ce noi nu recomandăm, pentru că dacă vrem să ne axăm la un domeniu concret și serios, atunci trebuie să ne atârnăm. Sigur, aici țin de suma pe care ești dispus. Da, da, da. Dar chiar dacă vine persoana, că sunt persoane care îți deschid odată cu depozite foarte mari, peste jumătate de milion, milion îți deschid, noi oricum îi recomandăm 2-3 luni tranzacționați pe valutară. Deci vin începători cu jumătate de milion? Da, sunt. Jumătate și mai mult de un milion sunt care au deschis conturi. Dar oricum noi recomandăm, chiar dacă el vine, că vreau pe piața de capital, nici o problemă, o să tranzacționați piața de capital. Dar acum încă o lună, două pe piața valutară, vedeți emoțiile cum că e pireau, totuși. Voi știți foarte bine ce se poate întâmpla și atunci, bun, aveți și istoria altor traderi, probabil, și inclusiv istorie de eșec, și atunci îi preîntâmpinați ceea ce mi se pare foarte corect. Da, ca da. Să încerci să... Bun, îți dau sfatul, dar nu neapărat că vrei ial, nu, nu. Noi nu putem nici să interzicem, nici să insistăm, pentru că persoanele sunt cu conturile lor personale, care noi nici acces nu avem la ele. Dar, aceste sunt sfaturile noastre, sunt recomandările noastre, pentru că noi suntem o echipă, am trecut prin careva căderi, am mai avut traderi care au căzut prin careva situații și noi exemple aceste permanent le redăm la altora. Aveți o memorie excelentă și inclusiv la nivel de echipă. Să poată, da, oculi toate greșelile acestea. Deja depinde de fiecare persoană în parte. Vrea să ne asculte sau ne ignoră și face așa cum vrea el. Asta și este plus valoare pe care oferă consultanța. Una, îi dați teorie și cunoștințe, doi, îi dați practică și trei, îi dați mentoratul ca să poată să apeleze la voi, de exemplu, atunci când au poate întrebări punctuale pe anumite domenii. Bun, noi vorbim despre ce trebuie să știe un trader la nivel de școală, la nivel de obiecte. Și tu ai zis despre disciplina mai degrabă decât despre matematică, acum tot ce înseamnă tehnologie este destul de avansat. Ce părere ai despre inteligența artificială în acest domeniu și cât de mult se folosește sau o folosiți în acest moment? Sunt de părere pozitivă despre inteligența artificială, dar acum am dat sarcină și inclusiv și eu începem să analizăm, pentru că vrem pe viitor să le implicăm și pentru domeniul nostru, chiar și pentru cursuri, poate pentru careva consultare, poate pentru careva exemple. Și noi acum suntem la etapa aceea, de la început, care analizăm toate momentele acestea. Eu cred că în decurs de maxim o lună, lună jumătate, noi să începem deja de-am să implicăm la seminarele noastre, la cursurile noastre, să implicăm lucrurile acestea, pentru că eu cred că să fie binevenit și de ajutor pentru traderii noștri. Deci va fi ca un asistent virtual pentru anumite lucruri care sunt de bază, poate, sau dacă îl setez pe anumite... Voi știți, aia, calculatoarele mult mai bine stau cu disciplina decât oamenii. Da, da, da. Atunci pot fi niște asistenți foarte, foarte utile, chiar la început, în niște tranzacții de bază și să te deprindă. Dar este și alt moment, că noi trebuie să mergem cu tehnologia. Am înțeles. Dacă noi rămânem în urmă, rămânem cu totul în urmă. Hai să vorbim atunci despre actualitate un piculeț. Ce se întâmplă pe piața acum? Cu piețele astea patru, valutar, mărfuri, acțiuni, cripto. Care e cea mai mare piață în acest moment? Că cripto a fost cândva o piață mică, de exemplu, da? Sau... Din punct de vedere oficial și după o statistică oarecare, rămâne piața valutară. Piața valutară are cel mai mult tranzacții. Dacă vorbim din punct de vedere oficial,
De când a apărut piața criptovalut, evident că pur și simplu nu se înregistrează nicăieri cifrele acestea, dar ar putea deja de undeva și piața de cripto să treacă și piața valutară. Okay. Dar dacă vorbim din punct de vedere oficial, evident că cea mai mare cifră este tranzacționează piața valutară. Anume acolo, pentru că toți au acces la valută. Dar luând în considerație în ce timpuri se dezvoltă criptovalută la noi în lume, eu consider că degrabă poate și oficial să fie indicate cifrele, unde să arăte o cifră mult mai mare decât cea care se tranzacționează anume pe piața valutară. Până la urmă, criptovalutele sunt aceleași valute, doar că virtuale, să zicem. Da? Adică stau în piculeț sau se formează altfel decât banii clasici, da? Decât valutele clasice pe care le-ai emis. Până la urmă, totuși bani. Până la urmă, totuși. Exact, da. E o forma banilor, până la urmă, așa totuși virtuale, totuși prin conturi undeva. Stau ca și bitcoinii. Poate nu au o formă fizică, da? Adică sau celelalte criptovalute. Știți aici cel mai interesant este că o bună parte nu cred în criptovalută. Ok, bine, dar cred în valută. Și zic, în care valută? Oh, leu, euro, dolar. Zic, da, tu ai fizic. Nu, e pe cartă. Dar acolo ce sunt? Cifre. Păi asta tot e cifră. Cum aici sunt cifre, acolo și acolo sunt cifre. Gata. Noi trebuie să înțelegem că de grabă noi n-ați mai putem ne folosi de formă fizică a valutei, exact. De hârtie. Gata, noi trecem la cifre și cei ce deja de-am și băncile de mult face cu noi, anume prin cardurile bancare, prin transferurile acestea, ca să trecem la cifră. Ca să fie și mai econom și mai confortabil pentru noi. Pur și simplu, criptovalută, eu cred că asta e generația sau următoarea etapă care trebuie să fie înlocuită. Pentru că dacă vorbim de toată istoria banilor, cum s-a început cu schimbul, pe urmă s-a apărut materialele prețioase, aurul, argintul, cupru și așa mai departe, pe urmă a apărut hârtia și acum este la etapa aceea când deja de-am trebuit să fie înlocuită hârtia, da. Ceva. Și eu consider că asta să fie criptovaluta. Și probabil viitorul e în fața criptovalutelor emise de state, cel puțin că Bitcoin acum nu e emis de niciun stat. Asta-s discuțiile despre el, că e riscant, că nimeni nu-l deține, deși multe state tranzacționează cu acest Bitcoin. Multe au ferme, inclusiv știm bine că statul american folosește Bitcoin-ul pentru că îl mai expropriază de la tot felul de criminali și susține bursa sau e un trader important pe zona asta de cripto. Asta și întrebarea este, pentru că conducerile noastre pur și simplu nu au acces și nu pot controla criptovaluta. Asta e unicul nuanț care pe dânsii stopează ca să declare oficial criptovaluta. Okay. Dar îndată cum ei îți găsească o cale ca să poată controla sau nu știu, ori ca să cumpere tot volumul de criptovalute din piață și atunci să aibă acces ca să poată controla, atunci evident ca să declare asta atât oficial și transparent să fie. Okay, în perspectivă vom vedea cripto-leu, cripto-euro, cripto-dolar, da. Adică cam așa va fi. Tot ce e posibil asta. Am înțeles. Vorbeam despre visul tău și ai zis că ne vei vorbi mai târziu. Ce își dorește Eugen Chiriac? Vrei ca toți moldovenii să treacă prin educația financiară, cel puțin să știe despre ce este acest domeniu? Ți-ai dori acest lucru? Nu știu, ar trebui poate anumite elemente incluse la nivel de școală, pe lângă disciplină și dezvoltare personală? Vorbim despre antreprenoriat, economie, da? Adică și piețele de capital internaționale sunt parte a tot ce înseamnă economie globală. Știți, când eram student sau elev, apreciam profesorii mei, dar îi apreciam așa la un nivel nu atât de înalt cum îl apreciez acum profesorii mei. Că i-am și din școală, i-am și din liceu, i-am și de la SEM. Ca să fii un profesor și să dai cunoștință cuiva, eu cred că asta e un plus foarte mare, asta e un merit destul de important, pentru că sunt foarte mulți oameni deștepți, sunt foarte mulți oameni capabili care ei n-a să împarte cu cunoștințele lor, ei n-a să-ți spui nimic, ei n-a să-ți dai sfaturi, ei pur și simplu să trăiască și să-și caute de viața lor. Și eu nu pot să-i judic pentru asta. Asta e ceva normal. Când omul cunoaște ceva și își face pentru el, își dezvoltă afaceri, familie, etc. Cei din jur rămân doar numai cu invidia, cu gelozie și cu semnul întrebări ce face el. Dar eu am ajuns la concluzie că vreau să mă împart permanent cu cunoștințele mele. Eu consider că să ai careva cunoștință să nu te împarți cu ele, eu cred că asta e un fel de egoism.
Dar iar, nu-i judec pe nimeni, cei care nu sunt parte. Eu vorbesc doar numai de mine. Este momentul când tu primești mulțumiri pentru cei că ai consultat, ai dat careva sfaturi, ai dat careva cunoștință. Pe mine asta mă bucur foarte mult. Îmi ridică chiar și motivația, îmi încarcă și bateriile. Dar dacă vorbim anume de domeniul dat, îl vreau. Eu vreau să fie dezvoltată noi Republica Moldova, vreau să fie cât mai transparent, ca oamenii să înțeleagă că asta nu e o joacă, nu e o schemă, nu e o, nu știu, piramidă, piramidă, sau, da, piramidă sau, adică să vadă că asta, într-adevăr, piețele bursierii sunt de mult, ele că tare au fost destul de dezvoltate până la al doilea război mondial, la noi au fost, și pe urmă, după război al doilea mondial, evident că noi s-au stopat, s-au pus pe pauză și noi oamenii foarte mult s-au desconectat. Desconectat. Nu a avut subiectul ăsta. Da, general, mai corect așa spus, pentru că nu sunt dezinformați, pentru că în general nu s-a mai dat informații. De atunci câteva generații, adică la fiecare 20 de ani, 60, 80, 2000, vreo 3 generații au pierdut în general firul la antreprenorat. Da. Nu mai vorbim despre conexiunea cu piețele financiare internaționale. De asta, noi deja, atât din 2016 până încoace, avem 3 oficii. Sincer, se simte să deschidem și al patrulea oficiu, doar numai că nu cunoaștem unde. Că ok, deci Chișinăul nu mai este așa. Clar că vă extindeți, cerea, da, este în creștere neapărat pentru cunoștință. Vrem, noi ducem tratative cu universitățile, cele mai importante a noi în Republica Moldova. Ne strădem să-i susținem, undeva îi propunem domeniul dat, undeva le propunem ei să vină la noi, să vadă și noi cu cine ocupăm. Acum, recent, am încheiat contract pe 5 ani de colaborare cu ASEM, care... Am văzut că oferiți și burse pentru cei mai buni studenți. Da, ne strădem și asta să o facem. Adică cu ce puteam, cu ce putem intervenim și noi în societate, pentru că eu cred că asta e, și majoritatea ar trebui să se ocupe anume cu lucrurile acestea, dacă au un rezultat, de ce nu sunt parte și cu ceilalți. Și mă gândesc pe viitor, poate și la ASEM undeva, ca tare ni s-a propus și ni s-a acceptat că să venim... ASEM există fiind hub. Să venim vreo două, trei consultații sau seminarii sau lecții să ducem anume din punct de vedere practic, să mai vorbim din experiența noastră. Ce mai bună platformă? Eu cred că dacă să mergem în tempoul acesta, cel care a mers până acum double case-ul, eu cred că noi în decurs de vreo 50 ani de zile, cam practic 50% din populația Republicii Moldova să cunoască de domeniul dat și o să înțeleagă că domeniul dat este ceva real, ceva transparent și pentru oricine care vrea, într-adevăr, să ocupe cu el. Asta este unul din scopurile și visurile mele. Am înțeles. Foarte frumos vis, îl susțin. Așa cum zice și unul din mentorii mei, oamenii ar trebui să fie râuri, nu lacuri de acumulare. Râuri pe malul care oamenii să se scalde, să ia informația, să cunoască. Și, până la urmă, rolul unui lider este să crească alți lideri. Cum o faci? Prin educație, prin a sta lângă ei, prin a-i încuraja să facă proprii pași, așa că eu mă bucur foarte mult că am avut această discuție. Mă bucur că aveți leadership-ul în acest domeniu și îți dorești, vă doriți să dezvoltați și mai mult oameni din Republica Moldova, cei care se interesează, inclusiv de oportunitățile pieselor financiare. Ce vreau să întreb la final, de cine ascultă Eugen Chiriac când are nevoie de un sfat? Cine îți este mentor sau mentor, poate, la cine apelezi? Cum se întâmplă? E cineva, un guru internațional sau poate cineva mai apropiat? Știți, când e legat de ceva de factori psihologici, careva emoții, greutăți sau nu știu mai ce, evident că este fica care o cuprind, soția, părinții. Dacă e legat ceva de procesele mele de lucru, evident că am un prieten foarte bun care a citit foarte multe cărți și se simte de la el anume un izvor de cunoștință, care permanent mă strădui cu el să mă consult. Am înțeles. Este la fel trader? Da, este trader. El tranzacționează peste vreo 20 de ani, are de când este în tranzacționare. Și ce drept că niciodată nu m-am consultat. Au fost momente când am apelat de vreo două ori la el anume să-mi dai vreo părere despre piață. Și el a făcut un fel de... m-a transformat într-un fel de independență. Că ei, hai, vii tu cu așa întrebări la mine, tu ce nu cunoști piața sau ce. Și am primit două ori așa un răspuns și după asta m-am dus și am zis că i-am să mă apuc eu. Și anume din momentul acela, eu am început să îngurel, chiar dacă și făceam o greșeală, eu știam că e greșeala mea, eu am să mă dezvolt datorită ei. Dar ce legat de alte procese, evident, sfaturi, anume de la el, tot timpul cu el mă consultă. Și cer sfaturi de la el.
Eugen, eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră. Mie mi-a plăcut foarte mult ce am aflat de la tine. Pentru mine, la fel, piața internațională este cumva o noutate și sub aspectul, așa cum ai vorbit tu despre ea. Vă doresc vouă cât mai mulți cursanți și cât mai mulți oameni care trec partea practică și se lansează în acest trading și sper că inclusiv va fi o cale foarte bună de a ridica nivelul de trai a oamenilor din Republica Moldova, cu condiția că sunt disciplinați intenționați. Asta e, adică să știe pentru ce și să meargă către visul lor. Și ce îți dorim același lucru? Cât mai multe intenții în visul tău de a instrui mai mulți oameni și rezultate pe potrivă. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Eugen, și eu. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să ne scrieți pe canalele noastre social media. În final, vă mulțumim pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la ora 22:00. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre.